Eu încerc să le transmit celor de la Parlamentul European că dacă dorim ca Europa să rămână pe primul loc din punct de vedere turistic, acum are datoria să investească în țări care nu sunt atât de cunoscute cum este România, dar care au un potențial turistic major. Deci acesta este unul dintre obiectivele mele. Dar și pentru aceasta este clar că trebuie să fim mai active acolo. Un lucru foarte important pe care vreau să-l menționez, dincolo de Parlamentul European, Comisia Europeană cu care colaborez direct, acolo am o relație foarte strânsă cu tot ce înseamnă patronate europene în domeniul turismului. Deci asociații europene care înglobează patronatele europene din domeniul turismului. Și vreau să am această relație strânsă acolo cu ei. Acolo sunt grei. Sunt grei, da, exact. Oamenii și vreau ca pe acești oameni să atragă în România, să vadă ce potențial turistic are România și să fie dispuși să investească în România.